Ce iubești tu cel mai mult? Pentru că, ascultă-mă, ce iubești cel mai mult, pentru aceea îți dai viața, îți dai energia, îți dai timpul, îți dai bani, pentru ce iubești. Și întrebarea de dimineața asta, aș vrea să ne închidea, ce când pleci de aici? Ce iubești tu cel mai mult? Întreabă-te, care iubirea este? Te-am chemat și te-am iubit că nimeni nu știe și m-am gândit totuși, știe cineva, frate, în afară de Dumnezeu, știe cineva când l-ai iubit tu și l-ai chemat pe Dumnezeu, știi cine știe? Soția ta de acasă. Știi că într-o biserică, ascultați că e adevărat istoria asta, unul striga tare în fiecare seară de evanghelizare, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, următoarea seară iarăși, Doamne, umple-mă, a treia seară, Doamne, umple-mă, Doamne, umple-mă, și la un moment dat, în timp ce el striga, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, se ridică o femeie de acolo din spate și strigă și ea, în același timp, nu-L umple, Doamne! Nu-L umple, care crăpături și curge. Era nevasta lui. El cunoștea cine e la casă. Și-a zis nevasta sa, Doamne, mai bine lipește-l! Că ăsta degeaba tor, că de 20 de ani tor în el și când iasă în curtea bisericii, gol! Curge tot din el! Mai bine lipește, dar până toarnă ceva. Eu și-am chemat și te-am iubit. Când nimeni nu știe. Și aș vrea în această seară pe când ei să poți să-i spui te iubesc, Doamne. Repede și scurt vă spun că ceva despre mine. Mă numesc Sergiu Lichescu, m-am născut în Orșova. Poate știți zona aceasta, nu-i departe de voi. Încă de la 8 zile am rămas orfan de tată, tatăl meu m-a părăsit pe mine, pe mama mea, m-au înviat bunicii mei. Bunicul meu a murit când eu aveam un an jumate și am rămas singur, eu și fratele meu singur cu bunica și într-o zi, bunica mea a intrat într-o adunare de pocăiți. Poate cum a intrat și dumneata aici. Ascultă, a fost pentru prima dată în viața ei când bunica mea a intrat într-o biserică, a fost pentru prima dată când a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a primit pe Domnul Iisus în inimă. Nu i-am trebuit 100 de predici, iartă-mă. Tu ai auzit 100 de predici, ai rămas la fel. Bunica mea a ascultat odată și a fost destul. Știi ce a făcut? A fost sincer. S-a dus acasă și și-a amintit că are o Biblie. Cine vă i-a dăruit o Biblie? A luat-o și a pus-o pe un raft și s-a pus praful pe ea. Că doar nu a citit-o. Poate a ieșit-o acasă așa una, nu? S-a dus bunica mea acasă, a luat Biblia, a șters-o de praf și a deschis-o. Prima dată în viața ei, când a deschis o Biblie și a citit, exact acolo unde a deschis. Și a găsit un verset care zice așa. Cine crede și se botează va fi mântuit. Ea a zis, Doamne, stai un pic, cum? Că eu m-am botezat de mică. Ea s-a botezat pe la frații ortodoși, când am botezat toți. Și a zis bunica mea, Doamne, nu înțeleg. Dar mai vorbește întotdeauna. A luat Biblia și a deschis o dată la întâmplare, că așa știut ea. Și a găsit un pasaj unde zice așa, căci Domnul Iisus a botezat la 30 de ani. Nu la 3 săptămâni, nici la 6 luni. Când bunica mea a citit asta, a fost un șoc pentru ea. Ea nu știu. A luat Biblia în mână, să zic ce a făcut, a fost sincer. A luat Biblia în mână și s-a dus cu Biblia la preotul ortodox din cartierul nostru, la părintele, că îl cunoștea. Și-a zis către părinte, părinte, uite ce am citit eu în Evanghelie, că însuși Domnul s-a botezat la maturitate. Că asta e porunca Lui. Și dacă El a împlinit-o, trebuie să o împlinim și noi. E adevărat, părinte? Mă, părintele, ce să zică? Da. E adevărat. Și-o zis bunica mea, păi părinte, dacă e adevărat și ai știut. Ai știut că asta e porunca lui Dumnezeu. Ai știut că ăsta e botezul valabil înaintea lui Dumnezeu. Botezul la maturitate, nu botezul copiilor mici. Dacă ai știut, părinte, de ce nu mi-ai zis? Când bunica mea a înțeles că asta e voia lui Dumnezeu, că însuși Domnul Iisus a împlinit asta, o zis, Doamne, cine sunt eu să nu împlinesc? S-au hotărât să se pogească, s-au hotărât să se boteze. Dar ascultați, așa cum spune Biblia, atunci când vei dori să urmezi calea Domnului, să știi ceva, vei avea de dușman chiar pe cei din casa ta, pe Biblia numită. O să vezi că atunci când o să vrei să te pogești, cei mai mari dușmani ai tăi vor fi cei din neamul tău. Așa a fost și în casa noastră.
Când bunica mea s-a hotărât să se boteze, să se pocăiască, tot în neamurile noastre a venit la noi acasă. M-am speriat de ei. Eu n-am știut că am neamuri multe. Atunci mi-am dat seama că am neamuri multe. Știți voi, când ai datorii, nu prea ai neamuri. Când ai bani, atunci ai neamuri. Ori veni toți, vreo 30, unchi, mătuși, cunați, cunate, verișori, toți la noi în casă. Și-au convins-o pe bătrâna mea să se lasă de adunare. Și ce au zis? Auzi, de ce să te pocăiești tu? Că tu n-ai dat în cap la... Nu așa spun oamenii. Că tu n-ai spart casa, tu. Și-au convins-o pe bătrâna mea să se lasă de biserică, de adunare. Din ziua aceea, ascultați-mă, bunica mea n-a mai mers la adunare, din ziua aceea nu mi-a oprit și până copiii, pe mine și pe fratele meu. Numai că s-a întâmplat ceva. N-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de adunare, de jurința făcută Domnului. Și pe data de 13 august 1980 aveam 10 ani. Mă jucam cu copiii de vârsta mea prin un stâlp de curent prin care trec, un transformator de curent prin care trec peste 22.000 de volți. M-am urcat la 4 metri înălțime și de acolo am căzut. Și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. Prin trupul meu, un copil de 10 ani, cât aveam eu atunci, au trecut peste 22.000 de volți. Pur și simplu am rămas răstignit așa, m-a aruncat de la 4 metri direct jos pe cement. Cineva m-a luat pe braț, m-a dus la spitalul de la Orșova. De acolo m-a trimis la spitalul de copii din Timișoara. Și aici istoria lungă și vă spun repede. Directul spitalului de copii de la Timișoara s-a uitat la mine, la părinții mei, și a zis el așa: puneți-l într-un pat și lăsați-l acolo să moară. Ce vă stare să trăiască? Nu va putea să muncească niciodată. Va fi o povară pentru familie, pentru societate. Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. În 24 de ore va muri. Și m-au pus într-un pat, ascultat, și așteptat să moară. Numai că în dreptul meu, fii atent, în dreptul meu Dumnezeu a rostit viață. Știi ce a făcut mama mea care m-a născut? Cum ai făcut și tu de multe ori, nu? Ai strigat la Dumnezeu când te doare, așa? Te recunoști. Așa suntem noi oamenii. Strigăm la Dumnezeu când ne doare. Mama mea când m-a văzut pe patul spitalului, pe patul morții, a dat fuga într-o biserică din Timișoara. A căzut în mijlocul bisericii în genunchi acolo și a început să se roage. Dar nu știa să se roage, nu s-a rugat în viața ei. Și nu s-a rugat tare, doar murmura așa pe buze și zicea: Doamne, ai milă de copilul meu să nu moară. Și acum auziți, omul lui Dumnezeu, păstor, care a plecat aici în față, s-a oprit din predică, a închis Biblia. S-a coborât de aici de la învon, s-a dus în mijlocul bisericii, lângă mama mea. A pus mâna pe ea ca mesajul să fie direct. Și-a zis către mama mea așa: femeie, copilul pentru care tu te rogi, nu va muri. Și auzi ce-a zis Duhul Domnului prin omul ăsta? Că cine suși tu, femeie, ai vrut să-l omori încă din pântă cea ta? Dar și mama mea a auzit asta. Era secretul vieții mele. Era lucrul pe care ea pe nu știe nimeni. Așa a fost. Când mama mea a fost gravidă cu mine, a luat toate medicamentele din lume, a făcut tot ce se poate face, să facă avort și n-a putut nicicum. Duhul Dumnezeu, omul Dumnezeu, a descoperit-o în mijlocul bisericii, după 11 ani. Și a zis: du-te pe mine, acest copil nu va muri, căci am un plan cu Dumnezeu. Știi că Dumnezeu știe secretul inimii tale? Știi că Dumnezeu poate să te dea pe față acum? Are aici și de aici locul ăsta. Dumnezeu are bărbați și femei la care le descopere taine. Și ceea ce tu crezi că nu știe nimeni, Dumnezeu descoperă altora. Ar putea Dumnezeu să te dea pe față. Dar asta ar fi spre dărâmarea ta, nu spre ridicarea ta. Și Dumnezeu vrea ridicarea ta. S-a ridicat mama mea de pe genunchi, s-a dus la spital, încredințată că Dumnezeu i-a vorbit și a zis către doctor: domnule doctor, să știți că acest copil nu va muri, că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Și ascultați acum, după calculul omenești, trebuia să mor în 24 de ore.
Și a trecut o zi, a trecut două, a trecut trei, a trecut patru. În a cincea zi, fiți atenți, pe ușa spitalului Dumnezeu a trimis un om, fostul director al spitalului. El m-a operat, el m-a salvat. Un om la care Dumnezeu nu i-a dat pace, nu i-a dat nimic, nu i-a dat somn în patul lui și a zis, du-te că am nevoie de tine. Repet, un om necredincios, fostul director al spitalului, Dumnezeu i-a zis, du-te și ăsta s-a dus. Și m-am gândit eu, frații mei, de câte ori mi-a zis Dumnezeu mie, du-te, de câte ori mi-a zis Dumnezeu ție, noi care suntem în adunare de 20 de ani, de câte ori mi-a zis Dumnezeu nouă, du-te că am nevoie de tine. De mine, Doamne. Și noi știți cum am zis? Nu, creștini, și cum am zis? Doamne, acum s-a ocupat. Eu s-a obosit că primesc că e mult de lucru. Vă spun asta ca o încurajare, frații mei. Ăsta e cuvânt pentru voi care vă numiți pocăiți. Vă spun ca o încurajare, lasă-o ca o încurajare. Am un prieten care nu are două picioare. E prietenul meu. Și acum ascultă paradoxul. Și ce face omul ăsta fără două picioare? Și ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Ai auzit? Unul fără picioare care aleargă pentru Dumnezeu. Altul fără mâini care lucră pentru Dumnezeu. Și tu o să întâlnesc. Dacă vă spun ceva acum, nu spun ca o laudă, nici de cum. Ascultați-mă. În fiecare an, în noaptea de anul nou, în noaptea de Revelion, mă rog și eu, Domnule, că nu rugăm toți. Pentru familie, copii. Dar știți ce mă rog întâi de orice? Îi spun Domnule așa, Doamne, anul ăsta am o singură dorință. Am eu multe dorințe, recunosc. Dar asta mi-e prima, Doamne, și cea mai mare. Vreau anul ăsta în care am militat, 2023. Doamne, vreau să te folosești de mine și de viața mea. Ca anul ăsta, Doamne, măcar un suflet, unul singur, să vină la mântuire prin mine. Măcar unul. Asta e cea mai mare dorință. Și am te întreb pe tine care stai pe bancă, indiferent cine ești tu. Care-i dorința ta cea mai mare? Să stăm în casa, mai un etaj cât mai e, nu? Să schimb mobila, perdelele. Ce-ți dorești? Sau să te întreb altfel. Hai să te întreb altfel. De câți ani ești tu credincios, frate sau? Ia, calculează, de câți ani ești tu la credință? În toți anii ăștia. Poate nu te-a întrebat asta nimeni niciodată. Dar în seara asta te întreb din partea Duhului Sfânt. În toți anii ăștia, câți oameni au venit la mântuire prin tine? Prin viața ta. Prin trăirea ta, prin faptele tale. Pe cât ți-ai redus tu la adunare? Avem noi o cântare care e tare frumoasă, care zice așa. Sunt aici la dispoziția ta. Eu nu știu să cânt, nu știu să predic. În sărac, n-am bani, ce să facă Domnul cu mine? Uite, vă spune un dar că l-aveți toți. L-am descoperit recent. Aveți telefoane, da? Unii aveți și două, la unii sună și în biserică. Aveți grijă de ele. Auzi, du-te acasă. Ține turnul, te rog, să nu pierd. După aia nu mai găsesc unul. Du-te acasă, fă ce spun. Pune mâna pe telefon. Și sună la fratele tău care nu l-ai văzut de două luminii și de trei luminii, de o lună la adunare. Și zic că te-ai, mă, frate, nu te-am văzut duminică la adunare, nu te-am văzut duminică la trecută. Unde-ai fost? Ai vreun necaz? Ai vreun necaz? Poți să faci ceva pentru tine? Eu sunt fratele tău. Ai nevoie de ceva? Voi tinerii nu știți, să-i mai amintesc. Când eram un copil, dacă duminică lipseai de la adunare și n-aveam telefon, luni, 20 de frate erau la mea la poartă. Să vadă, băi, nu m-am văzut duminică la adunare, ce-i cu voi? Aveți nevoie de ceva? Aveți o problemă? Am sunat cu ceva timp în urmă cu un prieten de-al meu, de la Timișoara, care are cancer. Și am zis că de el te-am sunat să întreb ce mai faci, cum o duci. Cred că de 20 de ori mi-am mulțumit. Și a zis, mulțumesc că mai sunat. N-am nevoie de nimic, n-am
acum știu că îți pasă de mine. Mulțumesc că m-ai sunat. Ăsta-i dar, frate. Am hotărât să nu treacă o zi din viața mea, să nu fiu încurajată pentru cineva. Fă și tu la fel. Pune mâna pe telefon și sună la cineva, că n-ai sunat de 2 ani. Și zic că de el, frate, te-am sunat să te aud numai. Sunt aici. Ai nevoie de ceva, sunt aici. Eu sunt fratele tău, eu sunt sora ta. Ăsta-i da. Noi vrea în această seară să se schimbi mâna și să zici asta. Vă spun doar atât, luam 16 injecții în fiecare zi. O lună și jumătate am luat injecții, nu mă venea de sub limba. Am ajuns să nu mai pot să mănânc, să vorbesc. Au fost dureri pe care n-am cum să le spun. Dar după termenul de suferință am ajuns acasă, am început să merg la adunare împreună cu bunica, cu fratele meu. Cei din casa noastră, cei din neamul nostru, cei care s-au împotrivit ca bunica mea să urmeze calea Domnului, tot ei au venit la noi în casă, și-a spus la bunica mea, du-te la adunare. Dar ce-a făcut schimbarea asta în ei? Și ce-a făcut? Și-au dat seama ce din neamul meu, ce din casa mea, că s-au jucat cu Dumnezeu. Și iertați-mă. Eu nu vă știu, nu vă cunosc, nu știu viața ta, dar spun din partea Duhului Sfânt. Tu o să zici acum, frate, eu nu m-am jucat cu Dumnezeu. Domnule, nu m-am jucat cu Dumnezeu. Te cred. Te ascultă-mă ce zic, ascultă-mă. A fost o zi în viața ta, femeie, când ai zis cu gura ta așa, Doamne, dacă mă scap, am să mă pocăiesc. Ai zis. Și ascultă-mă, te-a scăpat Dumnezeu de 100 de ori. Te-a ridicat Dumnezeu când ai zis că nu te mai ridică nimeni. Când te-ai văzut scăpat, scăpat, ai uitat de Dumnezeu. Și ce ai făcut? Să nu te te-ai jucat cu Dumnezeu. Dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, scapă-mă, Doamne, am să fac eu. Ți-a dat Dumnezeu, te-a scăpat Dumnezeu, te-a ridicat Dumnezeu și a rămas la fel. Și au dat seama cei din casa mea că s-au jucat cu Dumnezeu. Am început bunica mea să meargă la adunare. Am mers și eu și fratul meu împreună cu ea, dar ascultați, am început să mă cer cu Dumnezeu. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu vreodată în viața ta. Eu recunosc, m-am certat cu Dumnezeu 7 ani. În fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare lună, în fiecare an. Știți de ce? Am ieșit într-o zi de la școală. Nu știu, aveam 12-13 ani. Am văzut pe un vecin de-al meu, îl cunoșteam, om la 60 ceva de ani, om cu părul alb, l-am văzut că iasă dintr-un pier și ține în mâna lui, știți ce? O sticlă de băutură. Și într-o mână ținea sticla și cu cealaltă ridica pumnul către Dumnezeu și îl înjura. Și eram copil. Nu știu că aveam 13 ani. Era cald afară, țin minte, erau 35 de grade, încurgea transpirația pe șirea spinării. Nu doream decât să pot să țin și eu în mâna mea o înghețată, atât. Asta nu vă pot spune cuvinte. Sunt momente care n-ai cum să-mi spui cuvinte, oricât ai vrea. Și am zis în sinea mea, Doamne, Tu care nu greșești niciodată, uite că de data asta ai greșit. Tu n-ai dat șansa unui copil de 12 ani să țină în mâna lui o înghețată. Și ai lăsat pe unul om în toată firea, om cu părul alb, să țină în mâna lui o sticlă de băutură și să te înjură. Păi ce Dumnezeu știe? Și m-am certat, frumos, 7 ani. Până într-o seară, când în biserică, unde am crescut, a venit un om al lui Dumnezeu care a zis, Dumnezeu nu greșește niciodată și Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să... A fost prima seară, ascultați-mă, când Dumnezeu m-a vindecat. M-a vindecat Dumnezeu
de boala asta cârtirii și a nemulțumirii, că asta e o boală, frate. Asta e o boală gravă și răspunde ce e gravă. Că nu doare. Am întâlnit într-o biserică un frate la vreo 80 și ceva de ani, 90 de ani și-a zis către mine, frate Sergiu, toată viața mea am suferit de boala asta. Toată viața mea am fost un om nemulțumitor. Nemulțumitor de soția mea și-a făcut, n-a făcut bine. Niciodată n-a făcut bine. Nemulțumitor de familie, nemulțumitor de copii, nemulțumitor de pensie, nemulțumitor de salariu, nemulțumitor de România, nemulțumitor de biserică, nemulțumitor de păstor, nu mai zic, nemulțumitor, nemulțumitor, așa am trăit. Și când tu trăiești așa, toată lumea trăiește așa. Uite, te ești pe stradă acum, cu oricine vorbești, cu oricine te întâlnești. Toată lumea spune din greu. Eu mai întreb pe frații unde mă duc, cum e mă frate viața ta? De ce pe mine frații greu, ca pe rămâne. Ați auzit cuvântul ăsta? Și dacă vreau v-ați zice așa, credeam că rămâne atât de șala. Ca pe pământ. Auzi când aud asta, zic, mă, dar dacă e așa greu, ia zic, te-ai culcat frână vreodată. Nu mai zice. Ți-a luat Dumnezeu casă, da. Ți-a luat Dumnezeu masă, da. Ți-a luat Dumnezeu familie, da. Ți-a luat Dumnezeu copii, ți-a luat Dumnezeu cămara, frigiderul, dulapurile tale spline, mesele tale spline, garajele tale spline, te-a binecuvântat Dumnezeu din călcâie până în creștere. Zice el, da. Și te mai întreb o dată, cum e viața ta? Stă ce stă și zice, tot greu, frate. Ascultați-mă. Nu știu dacă alte nații au boala asta. Dar noi românii suferim de boală. Și stai, ne place să ne plângem. Dar nu că ne place, iubim să ne plângem. Am întâlnit pe unul aici în România, au zis, avea 100 de milioane pensie, frate. Ai zis? 10.000 de lei noi. Să ai pensie în România. Și am zis în inima mea, uite, în sfârșit un pensionar fericit. Ce credeți, era fericit? Era tare supărat, a zis, frate Sergiu, trebuie să am pensia mai mare de o moteată ăștia, zice. Dar nu mă las, zice, nu mă las, îi dau un judecat, mă duc până la Haga, mă duc. Cum mă, să ai 100 de milioane pensie, ascultă-mă, și tu tot nemulțumit să fii. Cum se poate? Eu uite că se poate, că nu-i problemă nici cu pensia, nici cu salariul. Și cu ce e problema? Cu inima. Că spune Biblia clar. O inimă mulțumitoare are un ospăț. Zice Dumnezeu, vreau ca viața ta să fie un ospăț necurmat. Ce trebuie să fac pentru asta, Doamne? Zice Dumnezeu, un singur lucru. Alege, ține de tine. Alege să ai o inimă mulțumitoare. M-a întrebat unodată, frate Sergiu, care zici tu că e cel mai fericit om din lumea asta? Mă zic, știi care e cel mai fericit om din lumea asta? Omul mulțumit. Și punct. Și cel mai nefericit om, e omul nemulțumit. Că oricât ai avea, dacă ești nemulțumit, tot nefericit ești. Trăim într-o astfel de lume. Toată lumea e nemulțumită. Și din contextul ăsta vine Dumnezeu și zice, auzi, tu trebuie să fii altfel. Alege să fie altfel. M-am certat cu Dumnezeu, ascultați. Până în ziua când Dumnezeu m-a vindecat de boala asta. Poate că ești aici și recunoști că ești bolnav de boala asta cărtirii, a nemulțumirii. Cum o cunoștință la Timișoara au zis către mine, măi, mă duc în Austria, că am găsit să lucrez cu 8,50 € la oră. Mă zic, bun, du-te. O stat în Austria, a zis, mă duc în Germania, că am găsit cu 14 € la oră. Mă zic, slavă Domnului. O stat și în Germania, a zis, mă duc în Anglia, că am găsit cu 20 de lire la oră. Minunat. După un timp nostru, aici, acolo, pe 6 luni, a zis, mă, am primit viză, mă duc în America, că am găsit cu 40 de dolari la oră. Slavă Domnului, m-am întâlnit eu în America. Zic, cum ești, ce faci? Zice de mine, mă, am auzit că undeva prin Alaska, zice, ăia care lucră la pădure acolo, ăia câștigă 200 de dolari la oră. Bă, mă duc acolo, zice. Mă zic, mă, dacă ar fi un loc de muncă și pe lună, cred că și pe lună te-ai duce. Pentru că este noi asta, este noi. Eu mă amintesc când eram eu copil. Și voi vă amintiți, frate, mai în vârstă. Păi bunica mea, ascultați-mă, umbla în opinci. Pentru tinerii care nu știți ce să iau opinci, niște Adidas Nike de cauciuc. Aia nu se rup niciodată. Îs pe viață. Femeia asta umbla în opinci, muncea de dimineața până seara pentru o farfurie de mâncare, ascultați-mă. Dormeau 6 într-un pat.
Pentru tinere zic asta. Să mă auziți bine. Dormeau 6 într-un pat și mâncau 9 din aceeași oală. Și am auzit minunea. Erau mulțumiți, mă, frate. Noi astăzi, eu nu vă cunosc, dar zic, acum am dreptul vostru. Ascultă, mașină de spălat, mașină de călcat, mașină de uscat, mașină de răcit, mașină de încălzit. Știți că s-a inventat și mașină de făcut sarmale? Am văzut la cineva cu varză la carne acolo, apăși pe buton și ia să sarmacă la, pe bandă, așa. Totul la buton. Câte grade vrei, frate? 24. Noi creștem binecuvântați din grălchie până în creștere. Dulapurile pline, spunea cineva. Frate, știi cum se închid dulapurile la noi pocăiții? Cum? Zice, unul împinge cu umăr, altul închide cu cheia. Că-s plesnesc, că-s burdușite. Și totuși, acum ascultă, totuși, noi astăzi suntem mai nemulțumiți ca părinții și bunicii noștri. Ne v-ați întrebat de ce? Uitați-vă la copiii ăștia. Eu zic la copiii mei, măi, noi când mâncam o portocală, nici coadă nu aruncam. O puneam pe foc acolo să miroase frumos. Ne jucam cu o roată de bicicletă. Atât aveam toți. Eram fericiți. Eram papuci de la frață mai mare, că n-aveam un papuci mare. Niciodată n-am avut papuci mare. Să mă uit la ei, la copii ăștia. La 5 ani cu iPhone 14 în mână. Zice, stai că să stai, că în 2 săptămâni cere altul, zice. Pentru că nemulțumirea asta a pătruns până și în copii. Nu mai pot să mulțumim cu nimic. Aici, frații și surori, nu știu că am să zic asta, dar aici, diavolul să ne lovească. A dus nemulțumirea în părinți și a dus nemulțumirea în copii. Trăim într-o lume nemulțumită, plină de nemulțumire. Și Dumnezeu în seara asta vrea să vindece inima ta. A vindecat Dumnezeu și inima mea. După 7 ani, Dumnezeu mi-a dat o inimă nouă. A fost seara când i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Asta e greu. Hai fi sincer. Când ai mulțumit lui Dumnezeu ultima oară viața ta pentru ce ți-a luat? Hai fi sincer. Nu ai mulțumit nici pentru ce ți-a dat. Și ți-a dat Domnul, cum zicem noi, iertați-mi expresia, și pe ușă și pe coș. Ți-a dat Domnul. Când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat, iartă-mă, ești la grădiniță. Asta face oricine. Când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a luat, oho, ești la facultate. Asta nu face orice. Asta o treaptă mai înaltă, o clasă mai înaltă. Dar a dus Dumnezeu o zi în viața mea, mi-a spus Domnului, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, și pentru ce mi-ai luat, dar și pentru ce mi-ai lăsat. Acum vreau să mă ascultați cu atenție. La capitolul acesta suntem cei mai corigenți, să nu zic repetenți. Uităm să privim la darurile lui Dumnezeu din viața noastră. Ascultă, însuși prin definiția cuvântului dar, frate, dar înseamnă că n-ai dat nici cu sapa, nici cu coasa. L-ai primit. Sorul, ați primit vreun dar vreodată? Un buchet de flori de la soții voștri. De la nuntă n-ați mai primit, așa? Ai văzut că știu eu. Prima dată din bugetul familiei să taie florile, nu? Lucrurile esențiale. Ce să mai dăm banii pe flori. Dar dacă ai primit ceva, înseamnă că n-ai meritat. Și acum ascultă ce zice Domnul, ascultă. Zice Dumnezeu așa în dreptul meu și al tău. Ce lucru ai tu, zice Dumnezeu. Mă întreabă Dumnezeu pe mine, dar și pe tine. Ce lucru ai tu și să nu-l fi primit? Wow. Cum, Doamne? Păi n-am făcut eu. Mi-a zis un frate, eu am două facultăți. Dar eu, adică eu nu sunt oricine. Eu am făcut ceva în viața asta. Și Dumnezeu zice, pune capul jos, smerește-te. N-ai nimic prin puterea ta. N-ai nimic prin înțelepciunea ta. Și tot ce ai, e darul lui Dumnezeu pentru tine. I-am zis unui prieten al meu într-o zi, să știi că ești cel mai bogat om, nu să-l încurajezi. L-am văzut apăsat, deprimat. Și am zis că el, să știi că ești cel mai bogat. Și am zis el, cum zici tu că-s bogat, că n-am casă, n-am masă, n-am nevastă, n-am nici bicicletă. N-am nimic, mă. Și
Au zis ce am zis și asta e valabil și pentru voi. Ascultă bine. I-am spus așa, ești rugat. Când dimineața asta te-ai trezit din patul tău și te-ai îmbrăcat singur. Nu așa cum te-ai gândit în viața ta, ce rugat e să te îmbraci singur. Știți, pe mine astăzi m-am îmbrăcat să seama. E adevărat că m-am îmbrăcat bine așa. De 23 de ani mă îmbrac în fiecare zi. Auzi, dar ai putea să încerci și tu nu mă auzi. Știi, eu am calculat așa, eu trăiesc pe anul 2000 de peste 15.000 de zile. Sunt 43 de ani de atunci, dacă adun, nu treci cu 365, cât are un an aproximativ, treci de 15.000. Trăiesc pe anul 2000 de peste 15.000 de zile. Ascultă-mă, încearcă și tu nu mă auzi. Hai că ai încercat tu de toate, recunoaște. Ai încercat și tu nu trebuie în viața asta. Uite, fă ce spun acum și cu tot respectul, asta face cât o mie de predici. Uite, hotărăște o zi, o zi. Să nu-ți mai folosești mâine de la. Hai încearcă. Uite, mâine dimineață. Să te scot din patul tău mâine dimineață și să aștepți să te îmbraci. Nu mă auzi? Să pui la masă, să aștept să te hrănească cineva, să-ți dea în gură să mănânci cu limba ca la copiii mici. Nu mă auzi? Să te duci la toaletă, acuia cu. Mă auzi, frate? Să te duci la toaletă. Și cât ești tu de tare și de mare și de mândru câteodată. Să aștepți să meargă altcineva cu tine la toate. Să te ajute în cele mai intime lucruri despre care nu pot vorbi aici. Auzi? Să smeri pe față, pe dinți, să te pierdă, să te încalzi, să alți. Numai o zi din viața ta, dacă o să trăiești așa, îți spun din experiență, o să vezi ceva ce n-ai văzut de când mama ta te-a născut. O să-ți dispară toate mofturile. O să fii alt om. Nu o să te recunoști. Nu o să mai vrei nimic, nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici America, nici Anglia, nimic. Gata. Gata. O să-ți dai seama că darul vine lui Dumnezeu, nu-s după merit. Că dacă tu ești în locul ăsta în seara asta, ăsta-i darul lui Dumnezeu, nu că ai meritat. Iartă-mă, vezi așa direct, n-ai meritat. Că dacă tu ai casă, ăsta-i darul lui Dumnezeu, alții n-au. Că dacă tu ai familie, ăsta-i darul lui Dumnezeu, alții n-au. Nu vezi omul, zice Dumnezeu, căci bunătatea mea, zice Domnul, te îndeamnă la pocăință. Poate până în seara asta ai zis, dar eu, de ce să mă pocăiesc eu? Că eu sunt un om moral, un om bun, eu n-am dat în cap, n-am spart casa. Și Dumnezeu zice, nu. Ai înțeles greșit? Tu nu trebuie să te pocăiești că ai dat în cap la cineva, nu. Nici că ai spart casa cuiva. Și tu trebuie să te pocăiești, zice Domnul, că eu, Dumnezeu din cer, am fost bun cu tine. Și am te întreb. A fost Dumnezeu bun cu tine? Eu am un prieten bun. Un băiat care a cântat în lume. A fost unul din și este unul din cei mai buni saxofoniști din Banat. A fost lună când câștiga 5.000, 7.000, 10.000 de euro într-o lună. S-a pocăit. Acum cântă pentru Dumnezeu, dar trăiește din ajutor social. Da. Ușa. Sunt unii care au lăsat multe pentru tu. Dar mai mult, băiatul ăsta la 30 de ani, ascultă, a rămas fără amândoi mic și face dializare. De 3 ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri. Prima dată când am fost aici la voi, fratele Sami știe, am fost cu el. La biserica veche.
O zis doctorul către el într-o zi, auzi băiete, tu dacă bei mai mult de o cană de apă pe zi, mori. O cană poți să bei. Dacă ai băut a doua până ajungi la dializă, riști să mori. Și într-o zi eram acolo la Orșul, la toți tine, era vară, era cald, eram la o terasă și-o venit și el. Și-am zis că el stai jos și ia un suc. Și-o zis că pe mine nu, că azi am băut unul. Auzi, mi-a venit să mă bag sub mansare de rușine. Și-o zis Duhul Sfânt că pe mine, ai văzut? Ai văzut? Băiatul ăsta care a lăsat atâtea pentru mine, băiatul ăsta care îmi cântă, mă iubește, mă slujește, e nelipsit de la casa mea, nu poate să bea două pahare de apă. Și tu? Și-mi permis să zic și eu, să nu te superi. Și tu? Câteodată ți-ai mai permis și cât o bere, cât o vodcă. Și tu? Am zis, Doamne, dar ce e asta? Și am zis, Domnului, asta e bunătatea mea în dreptul tău. Mare bunătatea lui Dumnezeu în dreptul tău. A fost seara în viața mea, dragilor, răbim, când i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai lăsat. Și acum vă spun repede ce mi-a lăsat Domnul mine, ascultați. Aveam 10 ani, când am deschis ochii și m-am văzut pe patul spitalului, când m-am văzut așa, fără amândouă mâini. Am ridicat pe mine, am spus și m-am rugat la un copil. Știți, copiii se roagă așa de sincer. Am spus, Domnule, Doamne, nu știu de ce tu m-ai lăsat așa, nu înțeleg. Dar știu și cred că dacă tu vrei, tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Am crescut ca un copil. M-am rugat. Știți care a fost cea mai mare iubirea mea? Că a trecut un an, 2, 5, 7, 10 și eu mă rugam tot așa. Nu mai am copil. Eu îmi trecea o zi să le spun, Domnule, Doamne, dacă vrei, tu poți. Ce nu poți, tu, Doamne? M-am rugat așa 15 ani, m-am rugat 17 ani, m-am rugat 19 ani. Că mă auziți, după 19 ani, într-o zi de toamnă, Dumnezeu vă asculte rugăciunile. Ascultați și rugăciunile mea. Mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi, știți cum? Păi soția mea care este aici cu mine. Și am spus-o, Domnule, să vă spun și la voi. Nu știu ce-ai gândit când m-ai văzut. Dar o spun cu toată bucuria. Sunt cel mai binecuvântat om de lumea asta. Că mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie de lumea asta. Nu spun ca o laudă, să nu las ca o laudă, nici de cum. Sunt căsătoriți de 23 de ani și ascultați, dacă la ora 1 noaptea, la 2 noaptea, la 3 noaptea, am nevoie de ceva, soția mea e în picioare. De 23 de ani mă spală, mă îmbracă, mă grânește, mă îngrijește. În fiecare zi, și acum ascultă, niciodată n-a zis, nu mai pot. Tu ai zis, soră, așa? Și încă legător. Dacă vă spun ceva acum, să știți că nu vă spun nici din filme, nici din cărți. Nu, vă spun din viața noastră. Ascultă bine ce spun. Niciodată în 23 de ani, soția mea n-a țipat la mine, să știți. Dumnezeu e marcă ce spun. Nu vă spun povești. Niciodată în 23 de ani, soția mea n-a ridicat tonul la mine măcar. Să știți, frații, că nici eu aia. Voi ați crezut că scăpați, așa? V-ar fi plăcut vouă să scăpați. Când e vorba să vorbească Domnul Asuror, vorbește Domnul, dacă e pentru voi. Acum 21 de ani, Dumnezeu ne-a dorit o fetiță frumoasă. Sunt modest, dar trebuie să spun, n-am ce face, ce să spun. E și frumoasă și deșteaptă, seamănă cu taică-sul. E minunată. Acum 16 ani Dumnezeu ne-a dorit încă un băiețel și acum 14 ani Dumnezeu ne-a dorit încă un băiețel. Sunt răsfățat, recunosc, răsfățat, că Dumnezeu mi-a dat o prințesă și doi soldați. A pregătit-o Dumnezeu pe soția mea într-un mod special. O să vă spun și ea, nu știu unde ceasul, n-aveți ceas aici. Dar poate la urmă numai câteva minute o să vă spun, vă spun și ea. Slavă Domnului! Ea s-a născut în București, soția mea a crescut în București. După Revoluție a ajuns într-o funcție importantă. A fost directoarea unei multinaționale. Dar Dumnezeu a zis, nu aici trebuie să fii tu. Nu ăsta e locul tău. Și-a luat-o Dumnezeu din funcția care a avut-o și a trimis-o, știți unde? În canale.
se îngrijească de copiii aceia străzii care locuiesc în canalul de București. Copiii aceia plin de bube, plin de bube, plin de bătăt. Și din casa aici, din familie, au întrebat Olivia de ce faci tu asta. Și au zis, nu știu. Dar știu că Dumnezeu mă pregătește pentru o lucrare. În ziua când am intrat în casa ei, tatăl ei s-a uitat la mine și a zis, stai de sub, acum știu. Pentru cine a pregătit de Dumnezeu. Avea Dumnezeu să vadă un viitor, că ea, Ligia, urma să fie soția unui om fără mâini și pentru asta își trebuie pregătire, calificare. Nu poți așa. Când eram prieten, eu cu soția mea, am spus, draga mea, am o singură rugăminte la tine. Aș vrea să nu-i spui la mama ta despre mine. Cred că știți de ce, nu? Eu m-am gândit, omenesc, că cea mai pocăită mamă din lumea asta nu o să fie de acord ca fata ei să se mărite cu un fără mâini. Apropo, știți că mamă își doresc două feluri de gine pentru fetele lor. Ori să fie păstor, ori să fie american. Așa, doamne, care vrei tu? Dacă vrei doi într-un, e minunat. Și păstor și american, e perfect. Cam așa suntem noi. Eu m-am gândit, recunosc, că cea mai pocăită mamă nu o să zică da. Știi ce a zis maică-sa când a aflat că eu un băiat fără două mâini urmează să mă însor cu fica lor? Și ce a zis maică-sa? O zis maică-sa așa, lăudat să fie Domnul, că te-a găsit pe tine, fata mea, în stare să faci lucrarea asta. Așa că ai fost atent. O mamă, care atunci când a aflat că fata lui se va plăca, nu cu băiatul primarului, nici cu notarul, nici cu al păstorului, să mă ierte la viața, ci cu un om fără două mâini. Un om care nu va putea îmbrățișa sau mânghea niciodată. O mamă care atunci când a aflat asta în dreptul fiicei ei, a zis să lăudați să fie. Știți, m-am gândit, am și eu o fată. Mâine pe mine să mărită. Că poate ai și tu, nu știu. Imaginează-ți. Vreau să, un singur minut să te gândești. Ți-e și greu să te gândești. Să vină fata ta la tine. Fata ta care ai crescut-o ca pe floare, ai dat tot ce și-a dorit. Să vină într-o zi la tine să spună, tata, mama, mi-a vorbit Doamne. O să mă măric cu mama fără mâine. Dar mă rog, îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu. Și tu să zici, lăudat să fie Domnul. Wow! Ce autoritate! Asta da, autoritate. Dacă am zis, fraților, că mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soție, trebuie să zic. Mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soție. Nu știu, frații, cum stați cu soacra? Dar o iubesc pe femeia asta din toată inima, că e omul lui Dumnezeu. O femeie care știu să scape genunchi. Povestea Ligia când plecau la școală, ei sunt 9 frați la București, a crescut. Cu un singur salariu, 9 guri. Mâncau carne odată în săptămână. Dar spunea când plecau la școală, mama lor la 7 dimineața era pe genunchi. Că venea la 1 de la școală. Mama lor era tot pe genunchi. Cum îmi place mie să spun. Femeia aceasta și-a crescut copiii, ascultați, cu puțină carne, dar multă rugăciune. Și astăzi toți 9 sunt în adunare. Are o soră misionară în India de 17 ani, mai are un frate care a fost misionar în Vietnam, 2-3 din frații ei sunt conducători de biserici, pentru că au avut o mamă care a știut să scape de noi. Noi astăzi, nu vă supărați, ne creștem copiii invers, cu multă carne, de la McDonald's, dacă se poate, nu? Că vă place. Și mai puțin de rugăciune. Și asta ia să vede. Într-o seară, băiatul meu cel mic o vine la mine și a zis, tata, ce mâine dimineață vrem să mergem cu tine la magazin că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. El, dacă vedea că noi cumpărăm pâine, lapte, ouă, zahăr de la magazin, ce-o fi zis dimintea lui? Cumpărăm și mânuțe, nu? Am discut și spune că asta nu se poate. N-am vrut să dezamăgesc și am zis, dragul tati, mulțumesc că vreți să-mi faceți cadou ăsta, apreciez asta. Dar știi, mânuțul tata scare scumpe și voi n-am zis să le cumpărați. Și am crezut că cu asta l-am liniștit. Dar copiii găsesc soluții întotdeauna. Ăștia specialiști în soluții. O să vinte ăsta mic în scaun, ascultă, s-a dat noi prin bucătărie, a deschis tară de toate pe acolo și-a găsit un leu. Știți leul ăla care îl puneți voi la coș, acolo, când trece colecta, pa, nu vreau să intru în subiectul ăsta, că e dureros. A venit cu un leu la mine și ascultați exclamația credinței. A zis, tata,
Să nu fii trist. S-a rezolvat problema. Avem bani. Mâine dimineață mergem să scufărăm mânuțe. Atunci, frate-mi, atunci, Duhul Dumnezeu mi-a zis așa în ureche, ai văzut? Credința unui copil. Credința asta vreau să o ai tu. Eram în Germania cu mulți ani în urmă, într-o biserică, și în timp ce eu vorbeam aici, în fața ăsta mic, cu băiatul nostru, așa îl cheamă, a ieșit în curtea bisericii, ascultați, avea vreo patru nișori, s-a jucat pe acolo prin parcare și a găsit pe jos în parcare un cui. Să vedeți ce m-a învățat Domnul. A luat ăsta mic cuiul mână, un cui ruginit, și a pus ochii pe cea mai nouă mașină din parcare. Un BMW negru, cumpărat de 3 zile, care a costat 100.000 de euro. Și în timp ce eu am vorbit aici aproape o oră, el o oră zgâriată a desenat-o, fraților. Deci că ați o mașină în viața voastră zgâriată, asta era desenată, numai flori a făcut pe ea. M-am gândit să-l fac pictor cu ăsta mic când e mare, că mi-am dat seama că e bun la desen. Ascultați ce m-a învățat Domnul, am ieșit din biserică, proprietarul mașinii m-a așteptat lângă mașină. Și-a zis către mine, frate, dar ești bun de plată. Eu știu ce am făcut. Am ridicat ochii sus și am zis, Doamne, amintește-ți că am alergat pentru tine. N-am lăsat. Fă ceva acum, nu mâine. Nici voi mâine, acum. Frații mei, m-a scăpat Dumnezeu la minut, n-am plătit nimic, n-am timp să spun acum că așteaptă în dimineață cu aici. Dar auziți, m-am urcat în mașină cu soția, copiii, am plecat spre casă, eram așa bucuros că Domnul m-a scăpat, dar totodată am zis, mă, când ajung acasă, îmi pedepsesc pe ăsta mic. Mă gândeam, cum să-l pedepsesc? Gândeam, mă, să-l bat, dar cum să-l bat? Aveam toate, zic, trebuie să fac ceva de el. Pentru ce a făcut, trebuie să fac ceva. Am ajuns acasă, fiți atenți. Și eram gata să-l cer, ăsta mic a venit spre mine și-a deschis brațele, a deschis mâinile amândouă. M-a îmbrățișat cu amândouă mâini. M-a sâns în brațe cât a putut de tare. Și a zis către mine, tata, să știi că te iubesc. Auzi, într-un minut, mi s-au evaporat toate pedepsele. Zic către el, mă, dar îți dai seama ce ai făcut? Și eu simt doar, tata, să nu uiți că te iubesc. Știi ce mi-a zis Duhul Sfânt de atunci? Știi ce mi-a zis? O zis Duhul Sfânt către mine, ai văzut? Ai văzut? Oare când a fost ultima dată în viața ta, în zi de Sfânie, când ai zis tu lui Dumnezeu așa, tata? Nu s-a spus de mult. Nu s-a spus de vreo 2 ani, de vreo 10 ani. Dar astăzi vreau să spun ce mai frumoasă cuvinte, te iubesc, tata. Am o întrebare pe tine, care răspunzi. Spiritual vorbesc, înțelegi ce vreau să zic. Ia gândește-te, hai fi sincer, ia gândește-te, câte mașini ai zgâriat tu la viața ta? Câte faruri n-ai spart, câte cauciucuri n-ai desumflat, că numai tu și Dumnezeu știu. Că dacă ar pune Dumnezeu pe capele tale și ale mele, uite aici pe perete acum, pe ecran, să le vadă toți, ai vrea? Câte dai tu de sfânt, ai vrea? Să-ți descoperi Dumnezeu toate mărșăvirile, toate mărtăriile. Oare când a fost la aceea în viața ta, sincer fii, când ai spus lui Dumnezeu, tata, nu ți-am spus de mult. Nu ți-am spus niciodată, dar astăzi vreau să spun. Te iubesc, tata. Știți, foarte multe surori mă întreabă pe soția mea în biserică unde mergem. Nu e așa surat legea de si greu? Asta e întrebarea universală. Să sari un om fără mâini 23 de ani, să-l speli, să-l îmbrați, să-l hrănești în fiecare zi. Nu e așa fi greu? Și orice zice soția mea, sură, nu-i greu deloc că-l iubesc, zice. Și cât iubești, nu-i greu să faci nici 300 de kilometri, nici 500, nici 5.000 pentru Dumnezeu. Nu-i greu. Și ce-i greu, frate, și ce-i greu? Ce faci forțat? Când sună telefonul dimineața la 7 să te duci la lucru, o, ce teme ai culcat vreo 2 ore, așa e? Dar te duci. Faci foarte multe lucruri în viața asta, nu că îți place, ci că trebuie să le faci. Tu nu vrei să le faci, dar trebuie. Iar la Dumnezeu nu merge că trebuie.
Tu nu vii la adunare că trebuie, tu nu cânti că trebuie, tu nu slujești pe Domnul că trebuie, tu slujești că iubești. Și o să mărturisesc să nu treci o seară, nici o dimineață din viața mea. Să nu spun, Domnul, cele mai frumoase cuvinte. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi, te voi iubi, mereu. Haideți să stăm pe picioare. Era așa de frumoasă, așa de fericită. Imaginați-vă o mireasă fericită lângă un om fără mâini. Imaginați-vă asta. Cine poate face asta? Omenește, nu-i posibil. A venit tot orașul să vadă cine-i fata asta care a zâmbetat cu mine, că mă cunoșteau toți. Poșul meu, un aș micuț. Printre cei care a venit să o vadă, cineva cu darul încurajării între ghilimele. O zis că vrea, vai mamă, zice, o să fii singura mireasă neîmbrățișată. Frumoasă încurajare, nu? S-a auzit asta în ziua munții tale. Și bărbatul tău nu te va putea îmbrățișa niciodată. O venit la mine, m-am uitat la ea, am văzut că s-a întâmplat ceva, că-ți cunoști soția, nu? Da. Când își schimbă ea fața, gata. Zic, ce s-a întâmplat? Zice, pe mine, auzi ce-a zis cineva? O să fiu singură, mi-a să ne îmbrățișăm. Frații, vă spun, n-am vrut să las pe diavolul să ne strice bucuria în ziua anunții noastre. Și am zis că trebuia da, draga mea, așa e, e adevărat. O să fii singura mea să ne îmbrățișată, dar eu știu un lucru. Mă bazez pe un lucru. Când Dumnezeu a zis, de ceea ce zice El întâi nostru, că va veni o zi, când vom sta toți în picioare, îmbrăcați în haine albe, ramuri de finic în mâini și vom cânta o cântare la nu vin doar de ziua i-am spus la soția mea să știi că aceea va fi ziua aceea când o să te strâng în brațe tare de tot, pregătește-te de pe acum azi. Pregătește-te că o să te strâng tare. O, nu știu cui vorbește Domnul, că n-am vrut să zic asta, dar Duhul Sfânt m-a dus în direct. Ascultă-mă, bărbatul, tu ești aici și ai două mâini. Și poate n-ai îmbrățișat-o pe soția ta de ani de zile. Nu știu de ce am gândit să zic asta. Tu ești aici și ai două mâini și nu i-a dus un buchet de flori la soția ta de 10 ani, de 20. Și în loc să mângâi cu mâinile tale, poate ai arătat cu degetul. Ai învinuit. Ai lovit. Și mâinile sunt făcute să mătușeze, să dăruiască, să mângâie, nu să vrească. Și ce a spus soția mea? De un singur lucru nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău că trăiesc viața asta fără a mângâie. Dumnezeu e martor, nu-mi pare rău. Deși când copiii noștri au fost mici, au fost tare greu. Într-o dimineață m-am trezit din pat, m-am uitat la fetița noastră, era micuța, pe 3 ani și nu mai eram fată. Am dus repede să o caut prin casă, n-am găsit-o. Când am ieșit în holul casei, auziți, am găsit-o în holul casei. Era cu fața la perete și vorbea cu priza de curent. Eu eram în spatele ei, nu m-a văzut, am auzit tot ce a zis. Ea știa că tata și-a pierdut mâinile la curent. Și știa că acolo în priza aia e curent. Și ce-a făcut? S-a pus jos în fund lângă priza de curent și a început să negoceze. Zicea, hai te rog, zice. Nu m-au auzit, nu m-au dat, dă-mi mâinile lui tatăl meu înapoi, nu m-au dat. Tu nu știi ce înseamnă asta. Și eu nu pot să spun un cuvinte oricât aș vrea. Tu nu știi ce înseamnă să vină copilul tău la tine, să întindă mâinile spre tine și să rămână cu mâinile întinse. N-ai cum să-i fără asta. Te depășesc lucrurile astea. Dar un singur lucru i-am spus la soția mea, un singur lucru îmi pare rău. Aș vrea să cânt Domnului cântarea asta. Te iubesc, Iisus. Și aș vrea să înalți mâinile mele către cer. Asta mi-aș fi dorit. Mi-e așa că e trist. Că unii care și-ar dori să înalți mâinile către cer nu pot. Iar alții care pot. N-am vorbit aici cu fratele Samuel, eu îl cunosc. Și știu că omul Domnului nu se supără ce o să facă.
Vreau să cântăm trova asta pe ea. Și ascultă-mă ce spun. Dacă recunoști că Dumnezeu a fost bun cu tine, numai dacă recunoști. Dacă recunoști că Dumnezeu ți-a dat două mâini pe care îmi permit să spun ceva, nu te supăra. Nu le-ai meritat. Că tu știi ce ai făcut cu ea. Dacă recunoști că Dumnezeu a fost bun cu tine, aș vrea să cântăm slova asta și dacă ești liber, numai dacă vrei să faci asta, aș vrea să înalți mâinile tale către cer. Numai dacă vrei. Iar dacă nu vrei, te rog ceva. Pobre de mine, ridică-ne rogul meu și cânte cu toată inima ta. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse. Hai recunoaște că toată viața ta e ceva, tu recunoaște. De când te-ai sculat până te-ai încurcat, nu a fost zi de la Dumnezeu să nu cer. Dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, scapă-mă, Doamne, destul, ajută-mă. Și am rugăciunea asta doar atât să-i spun Doamne, Doamne, astăzi nu mai vreau să-ți cer nimic, nu mai vreau nimic. Astăzi vreau să spun doar atât, ești cel mai minunat Dumnezeu.